Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov. Bună ziua, numele meu este Larisa Dinu, poate mă cunoașteți din postura de reporter al emisiunii, dar astăzi voi fi și gazda dumneavoastră pentru o oră și jumătate. Am pregătit alături de colegi o emisiune pe cinste, spun eu, așadar vom începe. Mai întâi vom urmări un interviu realizat de domnul Banu, alături de președintele Asociației Comunelor din România, o asociație ce are ca drept obiectiv susținerea statului românesc. Domnul președinte, bine vă revăd în primul rând. O nouă întâlnire cu reprezentanța ai filialelor județene ACOR. Spuneți-mi despre ce este vorba de această dată, cu cine vă întâlniți și care sunt subiectele principale pe care doriți să le abordați cu cei despre care am vorbit. Acțiunea de astăzi este gândită cu un an și o an de zile în urmă, dar din cauza pandemiei am tot amânat-o, pentru că nu ne ofereau, nu corespundeam condițiilor impuse de lege. Avem o întâlnire cu secretar general din toată țara, pentru că este pentru prima dată când constituim filiale în subordine filiale județene ale Asociației Comune din România cu corpul profesional secretarul general. Pentru determinarea conducerii corpului profesional la nivel național. Așadar, la nivelul acestei structuri am venit de jos în sus cu formarea de la județ, s-au făcut alegeri online cu toată rigoarea cerută și am ajuns să avem această reuniune pentru a vedea care este noul președinte, noul consiliu director al corpului profesional, pentru că secretarul, dincolo de faptul că secretarul general, dincolo de faptul că este un factor foarte important în activitatea administrației publice locale, este un factor de stabilitate și de continuitate în administrația publică locală, dar și poate primarul cu secretarul general este un tot unitar pentru tot. Da, e o structură în premieră, să înțeleg, a acestui corp al secretarilor de filiale. Nu a existat până acum? Nu, doar înființat în politica de dezvoltare a Asociației Comunelor din România, este primul corp profesional celălalt secretarul general, având în vedere și importanța funcțiilor în ierarhia unei primării. Ce a determinat înființarea acestui corp în cadrul lor asociației? În primul rând, profesionalizarea celor din care ocupă această funcție. În al doilea rând, cunoașterea mai îndeaproape a curentelor, să zic așa, ceea ce exprimă guvernanții, ceea ce se solicită de la nivel local. Foarte ușor am constatat și foarte mult. Am constatat faptul că nu se cunosc realitățile la nivel central. Să înțelegem că este și o modalitate de profesionalizare a celor din filialele județene ale ACOR? Categoric, da. Domnul președinte, noi avem o mai veche colaborare. Colaborăm, iată, aproape de când s-a înființat Asociația Comunelor din România. Sper ca această construcție a colaborării noastre să capete alte valențe în viitorul foarte apropiat. Cum gândiți să demarăm sau să rezolvăm această problemă a colaborării noastre, a întăririi posibilității de colaborare a celor încă două din părți? 2001, de când am propus înființarea filialului județene ale Asociației cu personalitate juridică, toată gândirea mea este ca să întărim tot ce înseamnă relația între dumneavoastră și noi la nivelul filialului județene, pentru că dacă noi ne dorim descentralizarea, trebuie să o și săvârșim. Și nu se poate altfel decât mergând la nivelul filialului județene. Corect, așa este. Care sunt, după opinia noastră, pașii pe care trebuie să-i facem noi, de fapt, media, în a veni sau pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor dumneavoastră a filialurilor județene, avem nevoie, fără dar și poate, și veți vedea că atunci când veți merge la fiecare, la filiale județene, veți constata că sunt elemente care diferențiază o filială de o altă filială și în felul ăsta așa puteți este mai bine să faceți această diferență între ele. Domnul președinte, mulțumesc. Vă doresc multă sănătate. Și eu vă mulțumesc. Și succes în lucrările pe care, iată, începe să le demarați astăzi. Vă mulțumesc.
Încet, încet, companiile distribuitoare de inputuri pentru agricultură organizează evenimente. Unul dintre ele a avut loc de curând și a fost organizat de Corteva AgriScience. Despre ce a fost vorba? Ei bine, s-a lansat a doua ediție a programului Talenta, un program ce are în vedere susținerea femeilor din mediul rural. Cum puteți participa la acest concurs de proiecte? Aflați în minutele următoare. În 2020, compania Corteva AgriScience a lansat Talenta, un program educațional gratuit dedicat femeilor din mediul rural, al cărui scop este de a dezvolta competențele profesionale în managementul afacerilor și agricultură. Au fost acordate 4 premii, iar câștigătoarele au implementat deja proiectele în propriile ferme. Proiectul continuă și în acest an. Dar ce este Talenta de fapt? Este un proiect amplu ce se derulează pe parcursul a 4 luni și cuprinde cursuri online de business și agribusiness, după care participantele se vor înscrie într-un concurs de proiecte, la finalul căruia vor putea obține și sprijin financiar. Talenta continuă și în 2021. Care sunt noutățile pentru acest an? Noutatea numărul 1 este că ne așteptăm la un număr mult mai mare de participante. Anul trecut au fost 60, anul acesta sperăm să trecem de 100, pentru că proiectele pe care le vom prezenta, programul pe care îl vom prezenta, va fi unul îmbunătățit cu elemente de noi de conducerea afacerilor, dar și pe partea de cunoștințe agricole ne adresăm de această dată și doamnelor care vor să-și dezvolte proiecte în zootehnie. Deci un curs nou pentru zootehnie. Câte cursuri vor fi de fapt în total în acest an? Da, vor fi 16 cursuri, business și agribusiness. Cel de, cum spuneam, de zootehnie va conține elemente de creștere animalelor, dar și de nutriție animală, mai exact de pregătire a silozului, hibrizi pentru siloz, pregătirea silozului efectiv și, bineînțeles, urmărirea calității hranei animalelor. Cursuri, apoi acel concurs de proiecte. Care sunt premiile din acest an? Premiile din acest an au crescut, aș putea să spun, cu 1000 de dolari fiecare, mai exact premiul 1 va câștiga 6000 de dolari, premiul 2 5, iar premiul 3 4000 de dolari. Vom avea și un premiu special acordat de Star Performining, echipa cu care noi implementăm acest proiect în România, de 1000 de euro, un premiu special. Deci doamnele care vor dori să intre în concurs vor trebui să pregătească proiectele, să le trimită la Corteva România. Proiectele vor intra într-o sesiune de analiză și de selectare, iar la final, pe 15 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Femeii din Mediul Rural, vom avea sesiunea de premiere. Am observat puțin mai devreme din prezentarea colegului noastră la nivel european faptul că în acest an acest program va fi implementat în mai multe țări. Voiam să vă întreb dacă și în Republica Moldova va fi implementat, pentru că știu că răspundeți și de această țară. Da, Talenta 2021 se adresează inclusiv doamnelor din Republica Moldova. Sunt invitate și ele să se înscrie în proiect. Am avut astăzi la prezentare presa din Republica Moldova, deci conectată online, cu ajutorul căreia noi vom promova proiectul în Republica Moldova, îl vom face cunoscut și vom invita doamnele să se înscrie și să participe la acest program de învățare gratuit al companiei noastre. Doamnele și domnișoarele interesate de acest proiect se pot înscrie pe site-ul Corteva până în data de 14 iulie, urmând ca până pe data de 27 iulie să fie anunțată lista participantelor. Motivați de succesul din primul an, atunci când au fost înscrise 60 de participante, reprezentanții companiei se așteaptă ca în acest an numărul acestora să treacă de 100, mai ales că se pot înscrie și femei din Republica Moldova, dar și studente. Cum apreciați implementarea celor 4 proiecte câștigătoare Talenta din 2020? Îmi place personal foarte mult Talenta și n-am niciun dubiu că 2021 nu va avea succes. Amintind de 2020, ați văzut ce au spus fiecare
ce au transmis fiecare câștigătoare este un mare pas, sincer, și personal încurajăm toate persoanele din mediul rural să se înscrie în program cu idei noi, cu proiecte viabile care pot să câștige. Este foarte, foarte important să știe toată lumea că șansele sunt egale și orice proiect inovativ prezentat Corteva și mai precis Comisiei de Analiză poate deveni câștigător. Încurajarea noastră cea mai bună, depuneți proiecte, lucrați un pic și aveți șansa să dezvoltați, iar raportul financiar care îl poate aduce un astfel de câștig oricărui proiect poate fi semnificativ. 95 de ani de brand pionier, 2 ani de Corteva în România și o mulțime de programe și proiecte pe care le implementați. Aș vrea să sintetizăm care sunt cele mai importante proiecte din acest an ce vor fi implementate în România, atât din punct de vedere al cunoștințelor, cât și produselor. E clar că talenta pe care astăzi l-am deschis pentru 2021 e un program foarte, foarte important pentru femeile din mediul rural și pentru studente. În mod normal, programele pe care Corteva le dezvoltă sunt multiple și aș începe de la acest program al Rapiței, care pentru noi este foarte, foarte important, lansând această gamă Sclerotinia Protector. Vom căuta să educăm din ce în ce mai bine fermierul cu această nouă tehnologie, cu acest nou hibrid pe care îl lansăm. E unul din obiectivele noastre prioritare. De asemenea, un proiect de importanță majoră pentru noi este erbicidarea de toamna păioaselor, corelată cu produsul nostru Bizon, care este cea mai completă soluție pentru cerealele de toamnă. Este soluția care asigură o performanță productivă superioară față de erbicidarea de primăvară în medie cu 6-700 de kilograme. Practic e direct un proiect care aduce bani fermierului pe fiecare hectar în creștere semnificativă. De asemenea, avem proiecte de lansare a multor hibrizi din categoria Optimum Aquamax, mai precis vom veni cu o gamă foarte consolidată de hibrizi de porumb din această categorie, care cu certitudine va reprezenta alegerea numărul 1 a fermierilor pentru sezonul 2022. Avem un upgrade la tratament sămânță și gama Lumii Bio va dezvolta din ce în ce mai mult acele rădăcini foarte puternice în primele faze de vegetație pentru plantele de cultură, atât pentru porumb, floarea soarelui și rapiță. Într-un cuvânt, sunt destul de multe proiecte la care lucrăm, dar aș vrea să amintesc de încă unul, e vorba de agricultura digitală. Vom lansa ușor, ușor în perioada care urmează, dar nu anul acesta, platforma digitală Corteva Novalia, care este cea mai evoluată din domeniu și este o platformă care cu siguranță va reprezenta un plus în activitatea, monitorizarea fermelor din România. Pasiune pentru animale, zile departe de familie și nopți friguroase. Aceasta este viața unui paci din Valea Jiului, județul Hunedoara. Pe scurt, acesta îmbină dragostea pentru animale cu munca zilnică, iar povestea lui o aflăm imediat. Eremia Jurj este cioban din tată în fiu și în fiecare vară merge cu oile pe munții din Valea Jiului. Iar în scurta noastră vizită la stână, am observat cât de mândru este de oile sale și de meseria pe care o practică. Ce rase aveți și cât de rentabil este să le crești în zona montană? Da, noi, rasa noastră de oi e o țurcană brează, să-i spunem așa, dar încă nu e rasă. Asta am încercat, adică să facem niște demersuri pentru a obține certificatul ăsta de rasă pentru oaia noastră. Ca și greutate este, pentru că noi fiind zona asta de munte, trebuie să avem de obicei efective mici. Suntem cu 30 de oi până 50, cei mai mulți dintre noi suntem așa.
sunt câțiva care depășesc 90, 100, poate și 200, dar ăștia sunt puțini. Cei mulți suntem ăștia cu puține. Și fiecare ține oile în funcție de cât nutreț poate să facă, de câți membri are familia, cum se pot ajuta. Că oameni plătiți, noi nu prea plătim aici, oameni suntem numai ce putem noi face din familie. La oi facem noi cu rândul, ne vine rândul și facem noi pentru ele, nu plătim șoban. Când ne vine rândul la brânză, venim și ne luăm brânza tot în familie și dacă ai o familie care te sprijină și ăsta e în regulă, dar dacă ajungi să plătești, deja și pasiunea e mai mare decât beneficiul nostru. Să spuneți că sunteți satisfăcut din punct de vedere economic, în primul rând, nu? Păi, într-un fel, da, pentru că deci noi ce valorificăm bine e brânza, că oile noastre sunt bune de lapte și facem destul de brânză, destul de multă brânză pe cap de oaie față de alte rase, să zicem. Dar având în vedere că lâna nu o putem valorifica pe ele, nu le putem valorifica, acolo pierdem. Pe urmă, mai era treaba cu târgurile. Erau târgurile care ne duceam berbeci în târguri, duceam oi la târg, veneau oameni din toată țara, din toate județele, cumpărau de la noi. Acum, numai dacă le pui pe internet sau dacă ești promovat cumva, altfel nu le mai poți vinde cum se vindeau atunci când erau târguri. Măsurătoarea, un obicei care la început de mai adună locuitorii din Petrila în vârful Valea Jiului. Aceștia, în frunte cu baciul, își măsoară producția de lapte a ovinelor, iar la finalul evenimentului, cel cu cele mai eficiente rezultate va fi nominalizat și apreciat de o comunitate. Ce se întâmplă aici? Deci acum e măsuratul oilor, aici un eveniment, în primul rând, crescătorii care și-au adus oile aici împreună, își măsoară fiecare, își mulg oile, măsurăm cantitatea de lapte și în funcție de cantitatea de lapte mulsă de fiecare, se ia brânza în continuare. Și se face, cine are cel mai mult lapte, iese primul, pe urmă, tot așa, în ordine, până se termină. Estimăm că așa, prin 5-6 săptămâni, să terminăm prima brânză, cum îi spunem noi, și să măsurăm oile a doua oară în jur, undeva în luna iunie, în mijlocul lunii iunie. No. Cam câte oi sunt aici și cam câți litri de lapte dumneavoastră sperați că o să aveți acum? Păi aici avem 226 de oi, sperăm să mulgem în jur de 240 de litri de lapte, 250 probabil, nu știm exact acum, să vedem cum stau la fiecare. Ele au fost aduse de alalte ere aici în munte, srănite doar cu iarba de aici, nu nici un adaus, nimic. Măsurătoarea o să vedeți când o să măsurăm laptele, fiecare vine cu laptele mult, să avem instalat mai încolo un șubăru, cum îi spunem noi, acum din metal, îl aveam din lemn, e un harac special pe care sunt trecute unitățile noastre de măsură. Găleata, vadra, astea sunt trecute pe harac și avem cupa care este mai mare și până la brânză, când îți vine rândul la brânză, mai avem o unitate de măsură la care spune cioi, aia e cea mai mică unitate de măsură. Această activitate se întâmplă în fiecare an? În fiecare an, da. Și pe lângă faptul ăsta că ne mulgem fiecare oile și ne luăm brânza, mai e și bucuria întâlnirii, un fel de sărbătoare. În jurul datei de 20-24 mai se întâmplă treaba asta la noi, pentru că așa ne permite timpul să ieșim la muncă. În fiecare an, recoltele obținute în insula Mare a Brăilei se numără printre cele mai ridicate din țară, iar pentru ca acest lucru să fie posibil, se investește constant, inclusiv în sisteme de irigații. Despre o astfel de nouă investiție ne vorbește în minutele următoare chiar directorul general de aici. Domnul director, bine vă regăsesc! Bine ați revenit în insula Mare! Mă bucur să vin de fiecare dată aici la dumneavoastră, pentru că
Sigur, am ce vedea, avem ce vedea și avem ce prezenta și telespectatorilor, pentru că, așa cum spuneam și cu alt prilej, practic în insula Mare a Brăilei, este o universitate agricolă în aer liber. Da, încercăm să ținem pasul cu tehnica nouă, încercăm să ținem pasul cu ceea ce apare nou în protecția plantelor, nou în prelucrarea solului, nou în agricultura digitală, fiindcă este foarte important pentru noi și cred că pentru viitor agriculturii să fie din ce în ce mai performantă și mai prietenoasă cu mediul. Ați făcut ceva pași în sensul ăsta, agricultura digitală? Da, avem pași importanți, cred eu, în agricultura digitală și performăm de la an la an. Eu zic că suntem undeva într-un nivel destul de ridicat. Poate o să vedem astăzi câte ceva lucruri în ceea ce privește agricultura digitală în Agricost. În ce constă această agricultură digitală acum, în acest moment, la IMB? În acest moment, în ceea ce privește agricultura digitală, avem monitorizarea culturilor cu ajutorul geoscanului, avem implementat sistemul FarmTrack de monitorizare a tuturor mașinilor pe care le avem în lucru în insula mare și vedem în orice moment ce face fiecare mașină și parametrii care lucrează. Avem implementat sistemul MyJondir, în care controlăm toate echipamentele de administrare îngrășăminte și administrare pesticide, fertilizanți foliar la nivel de companie. Avem implementat sistemul de stații meteo, în care vedem, avem 29 de stații meteo, care ne arată în orice moment viteza vântului, momente de aplicare în toate fermele, și avem toate datele din acest punct de vedere. Avem implementat proiectul de cartare agrochimică a solului, ceea ce ne ajută în fertilizare variabilă și administrarea de cantități de îngrășăminte cu ajutorul proiectului MyJondir. Și mai avem un program, programul Telematics, pe care îl folosim pe combine, în care știm ceea ce se întâmplă cu lanurile noastre, ne dă hărți de producție pe care le punem peste hărțile de fertilizare și vedem dacă ceea ce face corect sau avem nevoie de ajustări. Dacă cantitățile de îngrășăminte sunt folosite eficient, nu? Corect. Și anul ăsta implementăm programul de monitorizare a pivoților. Noi avem în dotare în momentul de față 600 de pivoți care lucrează din insula Mare Brăilei și vă dați seama să pot să controlez la picior sau ce face fiecare pivot atunci când irigă. Este destul dificil de greu și pentru șeful de fermă și pentru noi și managementul apei în agricultură este foarte important. În primul rând că apa este costisitoare și trebuie să ai grijă de ea și în al doilea rând aplicarea de sau dacă aplici apă necorespunzător pe un sol îl poți degrada sau aplici și insuficientă, spui că ai irigat dar cultura suferă și atunci am implementat acest sistem de monitorizare de la distanță, el este controlabil din orice birou de pe telefonul mobil, ca să știi în orice moment ce cantitate de apă dă pivotul, cu ce viteză merge, cât a făcut, când s-a oprit și toate detaliile de ceea ce face un pivot. Și totodată, în ajutorul nostru, fiindcă noi avem un sistem de testare în care vedem ce se întâmplă cu apa noastră în sol, cum stăm și când începem irigatul, dar este un sistem un pic mai vechi pe care îl folosim și destul de greoi. Pentru prima dată a noastră o să implementăm niște senzori care vor fi din 10 în 10 cm, senzori automați care vor transmite în sistem ce apă avem, câți metri cubi la hectar și când trebuie să începem irigatul. Domnul director, apropo de apă, de sistem de irigat, știu că aveți o dotare de excepție aici, spuneați, despre acești pivoți, dar eu știu un lucru. Pivotul irigă circular. Ce se întâmplă? Cred că 20, 25, chiar 30% din suprafața pe care este afectat un pivot rămâne neirigat. Ce soluție găsiți pentru asemenea suprafețe? Da, inițial când am luat această decizie de a iriga cu pivotul, eram conștienți că vom avea o anumită suprafață și un cerc într-un pătrat perfect ocupă 75%, 25% nu se irigă. Dar într-un teren agricol care nu este uniform, el poate să ajungă și pe la 28-30%. La noi undeva media cred că este cam 27% din suprafață rămâne neirigată, fiindcă am încercat să așezăm platformele de pivot, astfel încât chiar dacă se mai suprapune puțin, să ocupe cât mai mult. Vă spuneam că eram conștienți că această suprafață nu va produce la nivelul la care produce sub pivot, dar am zis, fiindcă era o aripă de udare manuală și atunci forța de muncă era extraordinar de
mare de care aveai nevoie. Necesarul de forță de muncă mare. Capacitatea și... de irigat acum la noi pe zilnic este 2500-3000 de hectare. Aceasta e forța de irigat în agricost în momentul de față, pe zi. Gândiți-vă că o aripă de udare iriga un hectar, un hectar 20. Ar fi trebuit să ai 2000-3000 de oameni care să deservească acest lucru zilnic, ceea ce este imposibil. Și atunci am luat decizia să punem pivoți, că sunt mai ușor de gestionat. Două persoane se pot ocupa de 3-4 pivoți, ceea ce este cu totul altceva, și un pivot are o medie de 8 hectare. Dacă faceți calculul din punct de vedere, nu să-i spunem economic, fiindcă nu era forță de muncă. A realizărilor zilnice, că sunt mai mulți factori care implică, este un avantaj pentru noi. E adevărat că pe parcurs am început cu 100 de pivoți și am ajuns la 500, iar la anul o să avem 600 de pivoți, mai vin 50 anul acesta și 50 anul următor. Investind în acest sistem de irigat, am observat că producția noastră a crescut sub pivot și am ajuns la producții mari la toate culturile, adică sub care pivot. Sub pivot. De ce spun sub pivot? Fiindcă știți că fără apă e o problemă. Sunt ani care sunt precipitații și îți aduce o producție medie cât de cât acceptabilă, dar niciodată nu se compară cu producția pe care o avem sub irigație. Și făcând calcule de-a lungul timpului, am observat că undeva se adună 13.000 de hectare din cele 52 irigate în momentul de față, care nu prea beneficiază de apă. Și noi avem beneficiază, pentru că sale 25%. 150 de tamburi, noi irigăm cu ei aceste colțuri, e un pic mai dificil. Și am zis, domnule, haideți să încercăm un alt sistem. Și am luat decizia să facem un sistem de irigații subteran. Interesant. Da, avem o parcelă, avem un experiment, încă e la început, dar îl punem în funcție anul ăsta și sperăm să obținem ceea ce credem noi că putem obține. Pe o suprafață de 100 costurile bănuiesc că sunt destul de mari. Costurile sunt destul de mari, dar dacă facem o comparație că sub pivot poți obține media 15 tone de porumb la hectar. Noi am luat cultura porumbului, dar nu mai zic că lucernă poți să faci. Iar pe cele 25 de hectare cât? Poți să faci între 0 și într-un an normal 6-7 tone, că nu face 20 fără apă. Deci obții cam dublu și. Dublu și. Și sub atunci, sub pivot. Dacă obții 8 tone de porumb în plus, într-un an normal, nu punem într-un an unde obții 0. Cum a fost anul trecut, unde porumbul a neridicat în zona noastră, producția a fost de 0. Și la noi așa a fost în afara colțului, acolo nu a primit apă deloc. Porumbul a rămas de un metru, s-a uscat. Da. La 8 tone cu 160 de euro, cât e tona de porumb, sunt vreo 160, 8, vine vreo 1200-1300 de euro, nu? Da. Ceea, și sistemul, implementarea lui, cred că e undeva, ne ajunge la vreo 2500. Deci ați făcut un calcul cam în cât timp se amortizează? În 3 ani de zile se amortizează. Sistemul ăsta de irigare prin subteran. Da. Da. Acum depinde și de... Ați început această activitate? Am început această activitate. Cum funcționează? Cum funcționează? Dacă îmi dați voie, aș putea să vă explic un pic la tablă ca să-l înțelegeți puțin mai bine. Am luat un caz, să-i spunem, cât de cât ideal. Da? Da. În această parcelă avem un pivot fix de 450 de metri, care irigă undeva la 75 de hectare. Și dacă facem cât de cât cercul în această parcelă, deci aici avem pivotul. Da. Da. Care irigă. Iar acestea sunt zone de colț. Aici este conducta, în cazul nostru, conducta CSO, conducta de apă principală care ajunge. Da. Aici am conectat-o la conducta care a alimentat pivotul anterior și, bineînțeles, aici avem o stație de care deservește toată această suprafață de 100 de hectare. Este o stație în care... Stația construită special pentru sistemul de irigat subteran. Da, asta am vrut să știu. Și noi am această stație, am zis, domnule, vrem să deservească și sistemul subteran, să deservească și acest pivot. Ce înseamnă această stație? Această stație are un sistem de filtrare, sunt niște patru bazine pe nisip, filtrare pe nisip, în care ele se curăță automat și opresc toate impuritățile, fiindcă apa vine din Dunăre pe conducte deschise, nu avem filtre, sunt niște site pentru vegetație mai mare, dar ele nu sunt la acest nivel. De a opri semințele de burien, de a opri
cu aici peșteșori și așa mai departe, care unde ajungeau? Ajungeau aici în pivot și pe aspersoare ajungeau în solul nostru. Uh-huh. Și multe seminții care vin pe Dunăre, pe canalele de irigat, fiindcă nu avem încă un sistem perfect să întreținem de buruien, uh-huh, atunci ajungeau în sol și făceam un circuit al semințelor în buruien. Corect. Odată. După aceea, tot în această zonă este o stație de aplicare îngrășăminte, de fertirigare, uh-huh, care ea va face de aici automat fertirigare pentru, vom putea aplica în același timp și pentru pivot în și funcție pentru de rezultatele sistem. În funcție de cartării agrochimice. În funcție de rezultatele cartării agrochimice, vă spuneam, de cultura premergătoare, de momentele în care planta are nevoie de și de necesitățile plantei pentru un anumit nivel de producție. Da. Și avantajul este că această suprafață de 100 de hectare se poate iriga toată în același timp. Adică, uh-huh, și să vă explic, deci, această stație, ce vă spuneam, aici este un contor, un manometru în care am tot timpul presiunea care este în sistem și, bineînțeles, un contor în care îmi spune apa, cantitatea de apă care intră în această parcelă. Și cum dictați cantitatea de apă care să intre, de cât este nevoie? Deci eu spun că am nevoie de 300 de metri cubi. De aici, așa, dau drumul pe zona de picurare la 300 de metri cubi la hectar, iar în această parte, panoul pivotului, programez panoul pivotului să mă administreze 300 de metri cubi la hectar. Și totul este în deci, regulă. Practic, astea, conductele subterane și atunci, sunt cumva pe zona asta, nu? Să, da, deci pe raza cercului avem, da, o conductă principală care deservește acest sistem subteran. Ea este de fiu 100, da, de jur împrejur, iar de aici, din această conductă, se alimentează liniile de picurare. Care sunt la ce distanță? Care sunt la un metru distanță între linii. Da. Și picurătorii sunt la 50 de centimetri. Deci aici avem distanță un metru, un metru și distanța dintre picurători 0,5. Iar adâncimea, aha, în sol este 25-28 de centimetri. Deci suficient ca să nu fie, da, afectate de lucrări. Acum, de lucrări. Ce se întâmplă? Faptul că noi aplicăm o agricultură cu minim tilaci, în care nu mai facem lucrări adânci ale solului, ne-am luat această măsură, adică această responsabilitate, din sensul că puteam să-l ducem la 45 de centimetri sau la 50 de centimetri, dar atunci nu mai era viabil. De ce? Pentru că pentru păiase, vă dați seama, să venim cu apa de aici ca la porumb, să o aduci la 25 de centimetri, o aduci la porumb, dar să o aduci pentru grâu, la 15-20, să o aduci la 15-20 e mai greu și e mai e costisitor. Riscul de a probabil ar fi trebuit să administrați mai multă cantitate de apă la hectare. Corect, și e posibil să nu fi fost eficient, adică să nu lucrezi așa cum am crezut noi. Și atunci, din ceea ce ne-au spus și compania care ne-a făcut acest proiect, a zis, domnule, ideal este să-l puneți la 25 de centimetri, fiindcă atunci puteți folosi la toate culturile, îl folosi și în același timp puteți să sistemul nostru puteți semăna în orice fel. Noi, uh-huh, o să vedem, adică nu neapărat pe paralel cu aceste linii. Dar vreau să vă întreb, aveți diuzele sau picurătorii la 0,5 metri? La 0,5, la 0,5 metri. Da, metri. La 0,5 metri. Bun, și distanța la porumb, să zicem, și la floarea soarelui este de 0,7. La noi distanța este de 0,5. Între dar nu, da, indiferent că e de 0,5 sau de 0,7, el este pus, de ce? Noi aici o să avem așa, la 0,2 și aici e un metru, o să fie niște cercuri, circumferiți. Da. O să vedem în momentul în care punem în funcție cum se distribuie această apă. Și se suprapun la un moment dat. Și la un moment dat ele o să se suprapună. Și va avea irigat uniform. Eu cred așa, că acest sistem, pe lângă faptul că îmi dă posibilitatea să administrez apă curată, să, da, administrez cantități controlabile și eu cred că aici cantitatea de apă pe care voi folosi va fi la jumătate față de cea. Eu zic jumătate. Sper să... Dacă, normal ar trebui să spun 30% va fi mai puțin, dar eu zic cred că este jumătate. De ce? De ce? Fiindcă la 35 de grade, chiar dacă acest sistem este ok, în momentul în care irigăm, e posibil, mare parte din ea se evaporă, dar o parte stă pe frunzele plantelor și așa mai departe. E un avantaj posibil. Când uzi planta de sus în jos, mm-hmm, planta se simte mai bine. Adică da, trebuie un om să pună picioarele în apă să vedem cum se simte mai bine. Dacă este udat pe-a trecut sau când s-a picioarele când în apă. Cald. Da, da. E bine de ambele părți. Da. Și o parte din apă o pierde prin evaporație. Avea evapotranspirație și evaporație. Aici duc apa direct la rădăcina plantei. Cantitățile de apă pe care le duc acolo sunt mai mici, că-s date cu pipeta. Uh-huh. Nu-s date într-un timp scurt o cantitate mare. Este o cantitate medie, normală,
adică să mențin stratul uniform tot timpul, fiindcă iric toată suprafața în același timp. Ce fel de conducte folosiți asta la, pentru asta irigarea subterană? Asta este propilenă, iar conductele de irigare subterană sunt niște conducte tot din un material destul de rezistent. Dumnealor au spus că undeva 15 ani nu o să am probleme cu el. Da, păi mă gândesc că trebuie să fie totuși niște și conducte și să suporte această conductă de aici va fi valabilă, cred că 50 de ani. Uhum. În caz de voi avea problemă, ce faci? Schimbi doar conducta de aici și nimic altceva. Stația rămâne aici, nu se întâmplă nimic, se schimbă nisipul. Aici cum sunt racordurile de la conducta asta? Deci aici avem așa, iar aici sunt racordurile pe metal, dar pe propriu-propriu-propriu-propriu. Toate ele, deci stația asta duce apa în această conductă. Bun, și dacă trebuie să faceți o intervenție, aveți posibilitatea să închideți o parte din ele? El este împărțit, în acest sistem are patru zone. Fiecare colț reprezintă zona 1, zona 2, zona 3 și zona 4. Eu ce se întâmplă? Pot să irig numai ăsta și aici nu irig, dacă vreau, pot să irig numai colțul ăsta, indiferent de situație. Am de făcut o intervenție aici, opresc această zonă, celelalte lucrează, îmi fac aici o intervenție dacă am nevoie, eu știu, s-a întâmplat ceva, s-a spart o conductă și o remediez, deci nu mă deranjează, fiindcă ele se opresc pe sectoare. Ceea ce este zona de canal. Așa. Da? Unde am un emisar în care eu îmi curăț liniile. Dar aici am fiecare linie de picurare are un robinet care se închide manual. Da. Pentru că trebuie să blocheze apa, ca apa care vine să nu se curgă la emisar. Și după un ciclu de irigat, acest robinet se deschide, se purgează apă cu o soluție naturală, puțină soluție, nu este conducta. Și se curăță conducta la sfârșitul campaniei. La sfârșitul campaniei, după care se închide și se așteaptă următoarea campanie. Următoarea campanie. În cât timp se amortizează o asemenea investiție, domnul director? Din calculele noastre, așa, făcute la rece, faptul că producția la porumb ar putea, dacă noi sub pivot obținem regulat 15 tone pe hectar, o producție medie anual, da? Și aici producția este între 0, cum a fost anul trecut, pe anumite zone, și 8 tone, nu face mai mult. Hai să fie un an deosebit, să faci 10. Da. Vă dați seama, dacă punem undeva un 8 tone la hectar, pur la producție, să am ani normali. 8 tone la hectar cu 160 de euro pe tonă, vine 1280 de euro pe hectar. E adevărat că aici vin niște costuri și așa mai departe. Dar dacă facem un calcul, sistemul costă undeva 2500 de euro pe hectar. Investiție. Și 1250? Și 1280. Deci 1200. Ar fi 2 ani și poate un pic, dacă aș. Când normal aici hai să spunem 3 ani. Deci în 3 ani s-ar amortiza această investiție. E adevărat că trebuie să ai acest sistem. Adică sistemul să-l ai și să ajungi să construiești doar zonele. Să ai sistemul de irigat. Prin pivot? Nu neapărat de pivot. El până la urmă se poate face și pe întreaga suprafață. Adică nu este irigat deloc. Așa, și atunci ce sistem poți să-l pui să-l testezi și să vedeți ce se întâmplă. Normal ar trebui aici cu costuri cu apa reduse cu 30% și celelalte costuri, nu mai folosești motorină, nu mai folosești oameni să fie acolo, omul vine aici la instalație, își face treaba 5 minute, monitorizat automat, nu e nicio problemă. Și producția ar trebui să crească față de, eu așa cred, ca să avem și un 10% producție mai mare prin sistemul acesta. Dar o să vedem ce se întâmplă atunci când dăm apă doar de la rădăcină și când vine și apa. Deci anul ăsta este experimentat pentru dumneavoastră. Da. Păi ce să zic, succes! Să dăm să obțineți o diferență mare de producție pe aceste colțuri de parcelă și să se amortizeze cât mai repede o asemenea investiție. Ce s-a întâmplat anul trecut ne-a pus pe gânduri și a zis că trebuie să găsim soluții și în martie am demarat acest proiect. Este finalizat 80% în momentul de față, toate liniile sunt montate, stația este totul pregătit, au venit și echipamentele, zilele următoare se montează, fiindcă săptămâna viitoare trebuie să dăm drumul la fertilizare. Deci experimentul acum este pe câte hectare? Pe toată suprafața, pe 25 de hectare, în această sol. Dacă și intenționați să extindeți pe toată suprafața. Facem un test, știți că noi testăm și dacă lucrurile sunt în regulă, fiindcă, de ce? Făcut un calcul pe cele 13.000 de hectare din afara pivoților, anual 50-60.000 de tone de cereale. Ceea ce este o cantitate destul de mare. Sigur. Și atunci merită să găsim soluții să
Deci se justifică din plin asemenea investiții. Da. Cred că cel mai bine să vedem un pic și în câmp cum arată. Suntem în zona liniilor de picurare. Vă spuneam că proiectul a început în martie, s-a implementat într-o lună de zile, cele 25 de hectare, deja mă duc la suprafețe mari. Prima dată s-au montat prima dată s-au montat aceste linii de picurare. Distanța dintre linii este de un metru. Da. Adâncimea la care s-au pus aceste linii s-au pus la 25-28 de centimetri. Ele se montează foarte simplu. Este un sistem care se agață la un tractor. Noi am folosit un tractor de 250 de cai putere. Intrau trei linii odată. Se așează, ele sunt niște role care se pun pe acel tractor. Da, da, da. Și prin un sistem exact ca la un scarificator. Bun. E un sistem... Deci aici nu-i terminat. Aici ce mai trebuie făcut? Aici trebuie să mai montăm robinetul pentru oprirea apei atunci când... Pentru că ea vine de acolo, de la conducta care vă spuneam, care înconjoară cercul. Așa. Deci aia apa vine, circulă de acolo încoace. De acolo spre capătul respectiv. Un robinet care oprește, închide această linie, ca apa care o dăm prin picurare să nu curgă la emisar. Și el va fi închis în momentul în care irigăm. Și deschis, la sfârșitul campaniei, când trebuie să curățăm sistemul, să-l golim, să-l facem. Nu există pericolul ca din cauza presiunii terenului, pământului, să stranguleze aceste conducte? Nu. Este o conductă din plastic, este un material destul de rezistent. Vă spuneam că poate să stea în sol 15 ani, care el atunci când este călcat sau este compactat de sol, el nu se distruge, nu se revine la forma inițială. Importantul să nu-l tai. Dar dacă treci cu utilajul, fiindcă mai lucrezi câteodată, când mai faci câte unul, ești la un tratament, că e mai umed sau așa, dar el se lasă după, nu se întâmplă nimic. E perfect. Și dacă se întâmplă totuși? Avantajul lui că ce se întâmplă? Poți urmări linia și vezi unde se întrerupe. Și atunci acolo unde iese apă, cumva, în exces undeva. Și atunci ea se poate săpa puțin acolo, se mufează foarte repede, fără nicio problemă. Deci nu există un impediment să spui că, domnule, am distrus ceea ce am investit. Și aici probabil va fi stația despre care vorbeam, da, care este ajunsă la noi și sfârșitul săptămânii, săptămâna viitoare, vom avea pus în funcție. Aici avem conducta principală, care vine apa din stația de punere sub presiune. Ajunge apa de aici, este preluată în această conductă. Pe o parte intră apa, este trecută prin filtrul de curățare, după care se duce în sistemul de irigat. Se duce în conducta care înconjoară cercul, care este conducta principală, să-i spunem, a acestui sistem. Din acea conductă, fiecare linie de picurare este legată în acea conductă și care duce apa către emisar, către să spunem, emisar, pe direcția emisarului, dar irigă udă linie de picurare. Prin linie de picurare suprafața respectivă. Da. Am înțeles. Eu sper să, după cum vă spuneam, nivelul de producție de pe colțuri să fie cel puțin egal cu cel de sub pivot. Dar ar trebui să fie cu 10% mai mare și costurile să fie mai mici cu 20%. Mă refer aici la apă, cantitatea de îngrășăminte pe care administrăm, fiindcă de ce le ducem direct... Cantitatea de apă nu e aceeași? Nu e aceeași, nu? Cantitatea de apă eu o reglez aici, în funcție de necesarul culturii. Și atunci, face separat pentru conductele subterane? Deci eu pot să-i dau separat. De ce? Fiindcă eu sistemul îl fac automat. Pivotul, mă duc la pivot și îi spun, mie îmi faci, astăzi îmi dai 300 de mm, cât am nevoie. La linie pot să-i spun, am nevoie de 200 de mm. Și atunci ea își reglează această presiune. Autostația de aici reglează pentru linia subterană, iar pivotul are propriul sistem de eu îi dau cât vreau eu. Propriul sistem de reglare. Și atunci eu lucrez din stație pentru sistemul subteran și de la pivot pentru pivot. Și administrez câtă apă vreau eu. Pe hectar. Da. Sau pe metru pătrat. Și în același timp am posibilitatea să irig toată această suprafață în același timp. Domnul director, o să vin pe la sfârșitul lui iulie, când probabil deja trece o perioadă în care ați irigat și cu tamburul, deci încerc, și cu conductele subterane și să văd diferența, cum arată cultura din cerc și din afara lui. Da, și eu sunt curios și abia aștept să vedem efectul acestui proiect.
Eu zic că acest sistem va reuși. Vă și îl vom implementa pe suprafață mai mare. Vă felicit și vă doresc mult succes. Vă mulțumesc. Să reușiți, să dea Domnul ca ei să obțineți rezultatele pe care le scontați și să vă dea curaj să extindeți acest sistem de irigație. Ne dorim acest lucru, este unul din proiectele noastre viitoare ale companiei Aldahra și pentru a beneficia de maximum de pe fiecare metru pătrat de sigur, și bineînțeles și acel metru pătrat, noi trebuie să avem grijă de el să fie cât mai sustenabil și să fie cât mai durabil. Da, este păcat să nu valorifici și cei 25% din suprafața unei parcele, să nu o valorifici eficient. Corect. Atunci e normal să se găsească soluții. Fel. Da, și încercăm. Eu zic că va reuși. Sunt succes. Sigur. Da, succes. Mulțumesc. Repornim Soveja nu este doar un slogan, ci voința sovejenilor și a primarului Ionuț Filimon. Cum va reintra Soveja pe harta turismului sau cum se transformă visele în realitate, aflăm în minutele următoare chiar de la primarul comunei. Bună ziua, domnule primar! Mulțumim mult că ne-ați primit. Sunteți din mediul privat, sunteți un primar foarte tânăr. Și bănuiesc că ați reușit deja să faceți până acum o analiză SWOT, o analiză a punctelor slabe, a punctelor tare, a oportunităților și a amenințărilor. Ce ați rezolvat până acum și cum v-ați propus pe viitor să rezolvați problemele și să scoateți în față punctele tari, frumosul din Soveja? În primul rând vă mulțumesc și bine ați venit la Soveja. Ce să vă spun, sunt la primul mandat de primar, am fost și consilier municipal, dar nu în municipiul Focșani. Luând așa stricto modo și vorbind de o analiză SWOT, de principiu Soveja ar trebui să facă turism, este clar. Deci nu putem face nici agricultură, nu putem să avem nici viță de vie, trebuie să înțelegem că trebuie să facem turism și în același timp unul dintre proiectele dragi mie sunt punctele gastronomice locale. La acest moment încercăm să repornim Soveja, fiindcă ăsta a fost unul dintre sloganurile care eu mi le-am propus și în același timp văd cu ușor Soveja s-a pus puțin în mișcare. Oamenii au înțeles că trebuie să adapteze noilor timpuri și în același timp eu cred și sunt convins că vom face și turism. La acest moment sunt undeva la 12 unități de cazare în localitatea noastră. Din păcate, nu toate corespund. Noi urmează ca în perioada următoare să avem pe lângă întâlniri cu crescătorii de animale, să avem o întâlnire și cu agenții economici și cei care într-adevăr fac turism, care au aceste spații de cazare. Ce tipuri de unități de cazare aveți? Doar pensiuni. Deci agroturism în special. Agroturism în special, da. Dacă, după cum bine știți, aici aveam și fosta stațiune Soveja, din păcate ea undeva abandonată, încă purtăm discuții cu cei de la SIND, împreună cu Consiliul Județean am încercat să ajungem la un numitor comun, încă mai așteptăm un feedback pozitiv, zic eu, fiindcă sunt foarte multe lucruri de făcut în Soveja. Care sunt? În primul rând, cel mai mare minus este curățenia. Din păcate, în Soveja nu s-a colectat selectiv, fiindcă am eu o chestie așa să fie curat. Acum ceva timp am avut o întâlnire cu un primar din Elveția și mi-a zis, domnule, trebuie să faceți turism cu ce aveți. Nu contează. Nu vă trebuie infrastructură, că acum mobilitatea nu mai e o problemă. Faceți turism exact cu ce aveți. Într-adevăr, merg foarte des pe cursul Dragomirei și văd maldări și grămezi de peturi. Oamenii încă nu au fost educați. Eu sunt convins că ei cândva le plăcea să fie curată. Din păcate, nici nu primăria nu a creat o infrastructură de colectare selectivă. Noi asta încercăm să facem, să-i educăm într-o oarecare măsură. Cum? Astăzi ne avem și primul transport de pubele. Și noi de ceva timp, înainte să ne ajungă aceste pubele, am făcut niște țarcuri în care, cu siguranță, cred că le-ați văzut în drumul dumneavoastră, care să colectăm selectiv și ușor, ușor începem să
le povestim oamenilor ce se întâmplă. Cea mai mare problemă avem că în mare parte populația localității noastre este o populație destul de îmbătrânită. Și știți care medie de vârstă? Undeva la 61, 62, până în 65. Avem și tineret, nu, dar de principiu cam asta este media de vârstă și încercăm oarecum să le arătăm exact cum ar trebui să funcționeze. Oamenii s-au învățat că în anumite locuri și numai în Soveja. Eu sunt convins că și în alte localități să arunci într-un anumit loc. Am avut câteva așa gropi clandestine de gunoi care ușor, ușor am stopat acest flagel și oamenii au învățat că trebuie să colecteze selectiv. Astăzi ne-au venit 1000 de pubele, fiecare gospodărie va primi pubelă, sac de gunoi și vom ține un training cu ghilimele așa cu fiecare în parte. Este foarte important lucrul ăsta. Ce se întâmplă? Pe Valea Șușiței, noi suntem undeva la 4 localități și singura problemă noastră, una dintre problemele noastre este acest gunoi, începând de la peturi și alte chestii care de principiu oamenii s-au învățat să le arunci ba în spatele casei, ba la o anumită perioadă îți duci cu căruța, la aruncă și așa mai departe. Ei, ușor, ușor, noi am încercat oarecum să îi aducem și ca ei să conștientizeze că nu mai putem funcționa așa. Le-am povestit, domnule, dacă vă place să aveți curat în casă, în curte, e bine să păstrăm curățenia și în afara gospodăriei. Și să știți că oamenii sunt receptivi, dar nouă ne trebuie cel puțin un an de zile să adunăm cam ce s-a adunat de ani de zile, de ani buni. De ce? Fiindcă, v-am zis, după cum v-am relatat mai devreme, nu a fost creată o infrastructură, fiindcă din păcate trebuie să înțelegem că românii îi place, păi dacă nu mi-ai făcut lucrul ăsta, eu n-am cum să fac chestia asta. Noi nu suntem învățați și de asta de multe ori, poate, cred că și unele măsuri ar trebui oarecum, că am exclus de, nu, să nu îi sancționăm, nu dăm sancțiuni, dar cred că de multe ori ar trebui să facem și lucrul ăsta, fiindcă asta este situația. Dar eu sunt convins că oamenii vor înțelege și ușor, ușor o să începem să facem și această colectare selectivă. Este una dintre cele mai mari probleme la noi în comuna noastră. Cum i-ați convins să vă voteze? După cum bine v-am spus, eu sunt un primar care face naveta, 80 de kilometri, dus, 80 întors. Din 2017 am încercat să discut cu ei, să merg din casă în casă, să le explic exact cum stau lucrurile. Le-am prezentat și un proiect care zic eu că este un proiect viabil. Noi am făcut și turism, am făcut și agroturism. Prima investiție am vrut să o fac în Soveja. Din păcate nu am reușit, fiindcă la acea vreme actuala, fosta administrație mi-a zis pas. Și am fost nevoit să fac lucrul ăsta și mai mult decât atât, de fiecare dată când veneam în Soveja, eu în Soveja mă simt ca acasă, mă simt cel mai bine. Chiar dacă, eu știu, sunt plecat undeva departe, aici am încărcat bateriile. Și am zis că trebuie să facem ceva. Deci, practic, cum i-ați convins să vă voteze, vă vor înțelege și că trebuie să păstreze curățenia. Ce alte probleme ați mai întâmpinat? Mai avem probleme cu crescătorii de animale. Cu o parte din ei, nu cu toți. Și vorbesc cei care au peste 25 de capete. Ce se întâmplă? Islasurile au fost date în mai multe zone. Dau un exemplu. Un crescător cu o microfermă are islas în mai multe zone din localitatea noastră. Automat, eu le-am spus pe viitor, începând de la anul, o să reconfigurăm această zonă și o să facem un tot unitar, adică el ca să nu mai tranziteze prin localitate cu animale, fiindcă sunt foarte multe probleme. Spre exemplu, acum câteva zile am avut un eveniment rutier, fiindcă era un cal pe mijlocul drumului și, din păcate, din fericire s-a soldat doar cu pagube materiale, dar putea fi mult mai grav. Ca urmare, chiar săptămâna trecută, vineri, am avut o întâlnire cu crescătorii de animale și mi-am explicat exact ce ar trebui făcut. Nu că ce ar trebui făcut. Eu tot încerc să le spun. Nu mai putem. Deci, ori facem turism, trebuie să înțelegem că turismul nu se face cu animale, se face cu oameni. De multe ori vedem ciriada, câte 30-40 de vaci pe mijlocul drumului, lucru care nu este ok. Plus că ele erau lăsate fără paznic, iar o altă problemă. Au înțeles. Dar se pare că mai sunt și câțiva care n-au înțeles acest aspect și tot mi-au zis, nu domnul primar, noi
acum 20 de ani așa le creșteam. Zic, nu mai putem funcționa cum era acum 20 de ani. Acum 20 de ani nu era același trafic și o să vedeți că le-am explicat. DN2L va intra în reabilitare complet. Adică drumul care va face legătura între Soveja și Lepșa, acel tronson de drum care se numește Coașa. Este un tronson foarte frumos, spectaculos, mai bine spus. Automat tot ce înseamnă valoare de trafic va crește. Cred că de 10 ori, fiindcă pe E85 între Buzău și Bacău avem cele mai ridicate valori. Tot ce înseamnă trafic ușor și trafic de turism, automat va trece și prin Soveja, fiindcă, să știți, trec de la un subiect la altul. Ieri, duminică, au fost foarte mulți turiști în Soveja. Deși, ce înseamnă foarte mulți? Pot să zic undeva peste 6.000 de turiști care ne-au călcat pragul într-un weekend. La o populație de 2.000 și cât ajuns? La o populație de vreo 2.100. Deci au fost foarte mulți. Și cum vreți să dezvoltați agroturismul? La acest moment, noi vom dezvolta 3 zone turistice. Una este de aproape 54 de hectare și va fi dezvoltată prin planul urbanistic. Facem puzul, deci prin puz. Și sperăm noi ca la începutul lunii iunie să putem face, să începem să dăm concesiuni. Pe acea zonă, noi avem și un parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos. Valoarea acestui parteneriat este de aproape 10 milioane de euro. Dacă vorbim de o instituție de învățământ, să știți că sunt niște bănuți europeni care se duc pe cercetare. Universitatea Dunărea de Jos, pe o suprafață de 12 hectare, va avea o bază turistică, o bază sportivă pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport și o zonă pentru cercetare pentru Facultatea de Piscicultură. După aceea, în prelungirea lor, vor fi loturi pentru case de vacanță și pensiuni. Noi vrem să fie acolo un tot unitar. Asta ce înseamnă? Tot ce înseamnă proiecte pentru casa de vacanță și pentru pensiuni le vor lua de la primărie. Deci se vor ambienta cu zona din prejur, va fi un paletar de culori, se va respecta un singur gard, un singur model de gard și așa mai departe. Deci acolo o să avem bază sportivă, pensiuni, casă de vacanță, zonă pentru Horeca, deci restaurant cu piața agroalimentară, supermarket și ele se vor... Și în piața agroalimentară de unde veți avea produsele, legume, fructe, ce mai... Deci noi, după cum, nu știu, mai comunicăm destul de bine pe pagina noastră de Facebook, sperăm că am 3 săptămâni maxim să deschidem și primul punct gastronomic local din județul Vrancea. Asta ce înseamnă? Fiecare localnic poate să-și vândă propriile bucăți făcute în casă. Începând de la cașcavalul afumat de Soveja, avem râșcovii murați, deci pe lângă tot acest turism, noi vrem să facem și un turism culinar. Fiindcă Soveja, să știți că are foarte multe de arătat și mai ales pe lângă acest aspect de turism, vrem să îmbinăm acest turism culinar, fiindcă de multe ori sunt turiști care, domnule, unde putem mânca? I-am îndrumat către restaurantul respectiv, din păcate ori era plin, ori nu funcționa, ori era închis și ca urmare am zis, hai să facem aceste puncte gastronomice locale. Noi am mai avut întâlniri, am discutat, am mers inclusiv la Vama Buzăului, am văzut cum funcționează punctul gastronomic local și consider că este primul pas în a dezvolta turismul. La această oră mai lucrăm și la o hartă interactivă. Nu vă ascund faptul că împreună cu localitățile învecinate Câmpuri, Răcoasa și Străoane, noi am făcut, urmează să facem un ADI strict pe turism și o să numească Asociația Dezvoltare Intracomunitară Valea Șușiței. Dezvoltăm împreună o hartă interactivă în care fiecare turist va vedea ce poate să facă și în Străoane, fiindcă în Străoane găsim producători de vin, producători de sucuri naturale, ce pot face și la Răcoasa și la Cumpru, inclusiv în Soveja. Pe acea hartă interactivă avem punctul gastronomiei local, la cine pot să iau masa, traseile montane, da? Fiindcă mai nou avem și un partener cu Salvamont în care o să avem undeva la 10 trasee montane
5 pedestre, 5 pentru mountain bike, în care inclusiv pe aceste trasee vor fi montate camere video și putem vedea în timp real ce se întâmplă pe acel traseu. Este mult de lucru, dar... Cât timp v-ați propus pentru aceste obiective? În maxim o lună de zile le finalizăm, deci le puteți accesa inclusiv pe platforma noastră. O să avem câteva panouri publicitare, începând de la Tișița până în Panciu, în care fiecare poate să-și descarce prin cod QR aplicația și va vedea exact ce poate să facă în fiecare localitate. Am înțeles, deci din punct de vedere tehnic e rezolvată treaba, dar cum veți vinde Soveja ca destinație turistică? Turistului nu-i trebuie. Dacă până acum în zona Lepșa era nevoie doar de principiu tot ce înseamnă Lepșa și chiar și Soveja, le oferim doar spații de cazare, atât, nimic entertainment, sub nicio formă. Vreau să-i angrenăm în tot felul de activități, în care acum turistul nu vine doar să doarmă și să mănânce, eu știu, ceva bun. El trebuie să angreze și în tot felul de activități care să-i solicite, să fie implicați, să plece cu experiență. Una ar fi punctul gastronomic local în care are posibilitatea să deguste din aceste bucate tradiționale sovejenești și în al doilea rând, de asta vreau cu fermierii, inclusiv să-i ducem la aceste ferme. Dar până atunci, cu partea cu fermele, încă noi mai avem de lucru, fiindcă noi, în primul rând, trebuie să învățăm pe ei să speculeze orice chestiune de la acești turiști, fiindcă turistul vine să cheltui bani în Soveja și nu numai în Soveja, și la Lepșa, eu știu, și în Poiana, Brașov. Deci noi trebuie să venim cu ceva atractiv pentru ei. Lucru care am zis să începem cu aceste trasee montane. Avem deja, suntem în discuții cu un ONG, Velo, dacă nu mă înșel, vor să organizeze o competiție de mountain bike la noi, în Soveja. Noi, de principiu, ce am vorbit și cu cei de la Salvamont, v-am zis, avem 5 trasee pentru mountain bike, dar cu dificultate diferită. Cam asta ar fi una dintre ce am putea face acum pe moment. Într-adevăr, suntem în discuții, de principiu urmează să semnăm și contractul cu o companie din Grecia pentru un Aventura Park. Dar aici vreau să rămân o surpriză, fiindcă noi avem o zonă, o poiană, nu știu dacă ați mers în Poiana Punga, unde va intra într-un proiect pe Compania Națională de Investiții ca zonă de agrement, iar în partea stângă vom avea un Aventura Park. Aici vreau să fie o surpriză inclusiv și pentru localnici. Eu i-am anunțat. Urmează cel mult într-o lună de zile semnă și contractul care să poată să înceapă. Nu le-am zis în campania electorală de asta? Nu le-am zis, fiindcă nu știam ce se va întâmpla. Încă nu o cunoșteam. Oricum, noi am fost, să știți, foarte deschiși și pe acea zonă turistică oricine poate să concesioneze teren și să-și facă o casă de vacanță sau o pensiune. Deci... Ce se întâmplă cu cele 54 de hectare în momentul de față? Sunt... La momentul de față, aceste 54 de hectare erau date ca islas. El, de fapt, este teren agricol, care urmează, prin hotărâre de Consiliul Local, să-l trecem în intravilan. Deci, imediat după ce o să ne iasă acest puz. După cum vine, v-am spus, sper că în luna iunie noi să începem să concesionăm. Nu vă ascund că sunt foarte multe cereri de agenții economici care vor să-și facă o pensiune în Soveja. Sunt peste 450 de cereri. Nu mă așteptam, fiindcă noi nu am făcut nici randare, adică să facem o prezentare 3D. Urmează cam în 2 săptămâni maxim să facem și această prezentare, cum va arăta zona. Fiindcă trebuie să înțelegem, zona trebuie să arate bine, în primul rând, dar trebuie să respectăm un tot unitar. Ca urmare am zis să fiecare să nu mai facă ba galben, ba roșu, ba maro și așa mai departe, trebuie să folosim un anumit paletar de culori și ca să nu creăm, eu știu, discuții, am zis că proiectele se le ia de la primărie. În continuare, vă prezentăm un tânăr cioban, a cărui încercare de a participa la concursuri de proiecte pentru finanțarea fermei sale a început prost, dar a avut un final fericit. Alături de noi a fost și domnul dr. Horia Moruțan, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din județul Alba, un binecunoscut susținător al tinerilor fermieri și al afacerilor de familie.
Instalarea tinerilor fermieri se numără printre cele mai populare submăsuri de investiție cu fonduri europene din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Există mai multe etape de trecut și o oarecare birocrație până când un fermier reușește să primească banii. Și, deși merită din plin, unii ciobani se împotmolesc și nu pot să depășească acest prag. Alături de președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din județul Alba, vă spunem în continuare povestea tinerilor Ghiță și Cosmin, care nu au putut să beneficieze de aceste proiecte. Dacă îmi permite să ne formulăm într-un anumit fel, suntem la o extensie a firmei familiei Giurgiu și suntem, să zicem, pe proprietatea sau la proprietatea fiului cel mare, Ghiță, și în spatele nostru se văd două turme extrem de frumoase de oi și cumva în lateral saivanele lui Ghiță. Ce aș vrea eu să precizez, două aspecte, și unul este legat de un proiect foarte cunoscut, respectiv instalarea tinerilor fermieri, iar al doilea e despre probleme cu care crescătorii, și nu doar crescătorii de oi, toți fermierii le au cu instituția statului numită Apele Române. O instituție care, până la urmă, este a noastră a tuturor, dar care, datorită unui vid sau unor probleme legislative, încep să creeze probleme tot mai mari crescătorii. Eu fac referire doar la crescătorii doi. Revenind la proiectul instalarea tinerilor fermieri, spuneți-mi dumneavoastră pe câte ați văzut dacă acești doi băieți minunați, Ghiță și Cosmin, au putut să beneficieze de acel proiect sau mai mult, au avut chiar probleme. Și uitați, numai într-o singură comună, în comuna Ighiu, s-au câștigat proiecte, au câștigat tineri care n-au nicio treabă cu creșterea animalelor. Atunci, la nivel național, ce să mai zicem? Ați văzut și proprietăților, ați văzut o fermă minunată, cu oi nu doar frumoase, cu oi foarte, foarte bine întreținute. Ați văzut doi tineri, din acest punct de vedere, și nu numai excepționali, și atunci... Da. Readresăm sau ne reformulăm retoric. Statul român n-a catadixit să le aprobe acele proiecte de instalare a tinerilor fermieri, atunci cui? Eu vă las în seama lui Ghiță și vom continua. Am înțeles că sunt foarte mulți tineri fermieri, între ghilimele, care au câștigat proiecte, dar neavând animale. Tu ai avut deja animale, ai continuat tradiția familiei și iată că te-ai lovit de un refuz. Da. Ce s-a întâmplat? Te-a dezamăgit? Cum ai mers mai departe? Sau cum s-a întâmplat acest lucru? Păi s-a întâmplat acest lucru că eu am accesat un proiect instalare tânăr fermier și mi-o rezilia contractul. Mi-o dat prima tranșă, mi-o rezilia contractul. Eu fiind aveam animalele, ori veni la control, animalele tot, dar documentația asta e prea, prea birocrația asta e prea... Pentru noi, că noi n-avem timp să umblăm după documente și după astea. Noi trebuie să vedem de fermă, de animale. Pentru asta și luat banii, pentru a îngriji animalele mai departe. Este, deci ei trebuie să aibă grijă de animal. Acum scuzați că am intervenit, dar de exemplu am făcut un studiu în calitatea mea de președinte al asociației și nu vă dau alte țări, numai în Cehia. De exemplu, tânărul fermier în Cehia se duce doar cu o cerere, care nici nu... Spune, uite, sunt Ghiță Giurgiu din comuna Ighiu, la direcția agricolă, să zicem, în Alba, dacă suntem în județul Alba. Asta vreau să fac. No, și atunci, instituția respectivă, deci nu se înțelege că am ceva, doamne fer, suntem în relații bune cu direcția agricolă Alba, chiar foarte bună. Dar cum se procedează în alte țări? Ghiță trebuie să muncească și muncește, că se vede, se prezintă doar cu o cerere la o anumită instituție a statului și încep de acolo toate demersurile și făcute de altcineva, nu el, că el trebuie să fete oile, trebuie să le mulgă și în ultimul rând trebuie să-și vadă de soție și de copii, pentru că este tânăr, are copii mici și așa mai departe. Și de acolo încep toate demersurile, se vede ce se poate face până se ajunge la un punct final. Punctul final este realizarea tuturor hârtiilor în conformitate cu legile naționale și europene în vigoare, pentru că acest tânăr să poată primi fondurile respective. La noi se întâmplă altcumva. El care deține, sau mă rog, familia Giurgiu care dețin și oi și terenuri, de exemplu, chiar vi s-a povestit că chiar aici, în această locație, sunt proprietari pe 80 de hectare, dincolo pe 50 de hectare, ați văzut oi fără nicio problemă, sunt peste 3.000 de oi totalitate, fiecare este cu exploatația lui, acele 3.200 sunt împărțite pe mai multe exploatații. Ei bine, în România, astfel de tineri nu pot să aibă parte de accesarea de fonduri și primesc tineri
de la etajul 10 din București, de la etajul 4 din Alba Iulia, care n-au, nu că nu au animale, dar cred că nu știu cum arată oaia unul dintre ei. Unii dintre ei. Cam aceasta este realitatea dincolo de aceste proiecte. Și în cazul mare că, de exemplu, chiar în tot complexul numit creșterea ovinelor, în România nu s-au accesat fonduri sau foarte, foarte puțin bani au ajuns la crescătorii de ovine, chiar dacă ei, și luând în calcul pe aceia care au început și cultura mare sau au ramificat puțin activitatea și au mai accesat, să zic așa, dar una peste alta, crescătorii de ovine din România au accesat teribil de puțin bani. S-au discutat și probleme legate de gospodăria resurselor de apă naturală, un moment bun pentru un început de dialog între fermieri și autorități. Legat de apele române, sunt niște utopii. De exemplu, chiar județul nostru beneficiază nu doar de, și fac referire atât la puțuri, fântâni, cât și la apele curgătoare lăsate de Dumnezeu. Deci noi avem o bogăție extraordinară. Este Arieșul, Mureșul, Ampoiul, Târnavele, Secașele și este un paradox extraordinar. Eu înțeleg că statul român trebuie să câștige pe această seamă, dar sunt pârghii suficiente, iar dezvoltarea sectoarelor agricole, în toată complexitatea lor, nu doar zootehnie, nu doar creșterea animalelor, județul nostru, dacă numai la el facem referire, are potențial vitivinicol deosebit, pomicol deosebit, nefructificat, legumicultură s-ar putea face în mod foarte performant și multele altele. Mie mi se pare absolut normal ca acești fermieri să beneficieze, eu nu zic fără bani, dar la niște cote foarte mici, deci la niște cote cumva așa onorifice, să beneficieze de apa lăsată de Dumnezeu sau chiar de puțurile făcute de ei. Este un paradox. Deci fermierul își face propria fântână și vine apele române și percep taxe exorbitante. Mai mult de atât, de exemplu, fiecare fermier care are mai mult de 100 de oi trebuie să-și facă proiect. Proiect cu proiectanți agreați doar de apele române și deja nu mai are rost să povestim că suntem penibili de-a dreptul. Deci noi nu doar că nu facem nimic pentru a veni în întâmpinarea producătorilor noștri, și păi, nu îi împiedecăm, le dăm și la cap și la picioare, la coaste, peste tot unde îi prindem, îi lovim. Eu consider că ați avut posibilitatea să vedeți o familie destoinică. Nu ascunde faptul că avem foarte multe familii de astfel de natură, în Alba și nu numai. Pentru mine este o bucurie să colaborăm la nivelul Asociației Crescătorilor de Ovine, este o bucurie să găsești astfel de tineri dăruiți pentru creșterea animalelor care își doresc nu doar să crească așa de fiță, vor să facă performanță, pentru că vedeți cu adevărat animale foarte bine întreținute, vedeți băieți care pe lângă animale sunt și foarte interesați să-ți întemeieze o familie, să aibă copii și asta înseamnă o statornicie și înseamnă o putere pentru societatea noastră care duce lipsă de astfel de oameni și, mă rog, astfel, hai să zicem, caractere. Este obligatoriu să-ți respecti mama care te-a născut, tot așa, în egală măsură, este obligatoriu să-ți respecti țara de unde provii și să încerci să aduci și tu plus valoare. Exact cum trebuie să te străduiești în propria ta familie să creezi oarecare plus valoare, așa și din punct de vedere național, trebuie să încerci, este obligația ta, nu doar morală, să aduci oarecare plus valoare. Păi având astfel de tineri, nu doar că îi încurcăm, și le punem piedici substanțiale. Păi noi ce vom face? Că nici enclavă atunci nu mai putem să ajungem în niciunei mari puteri din această lume, cu toate că avem potențial extraordinar. Potențial agricol, avem și potențial uman, dar din păcate sunt altfel de probleme care ne opresc să facem performanță. Să le trebuie dacă s-a descurajat, e un bun exemplu. N-avem bun în... Să ne descurajăm, nu? Bine, nu există. Un exemplu bun de perseverență în acest domeniu. Ce mesaj ai pentru tinerii fermieri care poate pățesc la fel ca tine? Să meargă în continuare, să grijească animalele, cine le are, cine nu, să-și vadă de treburile lui și să nu încurce pe alții. Care are animale, dorește să facă o fermă, să construiască ceva. Unii câștigă proiecte și nici nu au absolut nimic în legătură cu animale sau cu cultura mare sau cu altceva. Câștigă proiecte și cine se luptă, cine lucră, n-are timp să câștige un proiect, că trebuie să-și vadă de animale.
Asta e problema cea mai mare. Tu te descurci, îl văd că aici, dar și fără proiecte și fără... Da, da, cu ajutorul lui Dumnezeu am muncit și am făcut cam ce ne-a trebuit. Am muncit și fără proiect și am făcut fermă și animale și performanțe la animale și totuși ne-am descurcat. Mulțumim la Dumnezeu, ne-am descurcat foarte bine până acum, că am muncit. Da, dar trebuie să se ia în calcul aspectul că ei încă sunt foarte tineri, încă au ambiție și putere de muncă, iar această țară are nevoie ca noi să ne dezvoltăm cu toții și implicit țara noastră. Deci ei trebuie, în contextul în care există toate aceste conjuncturi, să fie ajutat, să fie facilitat, să ajungă și la bani europeni. Pentru că au demonstrat că pot să facă, pot să facă și pe puterile lor, dar ar fi obligatoriu să treacă la alt nivel, astfel încât afacerea lor să se dezvolte și astfel încât copiii lor, nepoții lui domnul Ghiță, să rămână în țară și să nu fie tentat să plece. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Sper că am fost o gazdă pe placul dumneavoastră și vreau să vă reamintesc faptul că puteți urmări toate materialele difuzate în cadrul emisiunii și pe canalul nostru de YouTube, Lumea Satului TV. Vă dăm întâlnire și duminica viitoare la aceeași oră aici pe Agro TV. Însă până atunci vă spun ca de fiecare dată, așa cum face și Adriana, faptul că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, chiar și a ta, oriunde ne-am afla. Cu bine! Emisiunea a fost realizată cu sprijinul companiilor Domeniile Ostrov și NHR Agro Partners.